Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Absolvenții de gimnaziu au susținut astăzi cea de-a doua probă din cadrul evaluării naționale. Subiectele au cuprins și exerciții de geometrie cu lungimi de segmente și aria unui paralelogram. Rezultatele vor fi afișate pe 3 iulie. Astăzi, 27 iunie, s-a desfășurat proba scrisă la matematică din cadrul evaluării naționale a absolvenților claselor a 8-a sesiunea 2024. Au fost prezenți 2621 de candidați dintre cei 2730 de absolvenți ai clasei a 8-a din județul Vrancea, reprezentând 96%. Subiectul și baremul de corectare au fost publicate de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație pe site-ul subiecte.edu.ro la ora 15. Primele rezultate vor fi afișate pe 3 iulie 2024 până la ora 14, la centrele de examen și pe site-ul evaluare.edu.ro, iar cele finale vor fi afișate în data de 9 iulie, după cum se arată într-un comunicat al Inspectoratului Școlar Județean Vrancea. Poliția scoate la concurs peste 1000 de posturi. Mai bine de jumătate sunt de trecere din corpul agenților în corpul ofițerilor, dar se fac și angajări din sursă externă. Poliția română scoate la concurs 1053 de posturi de ofițeri de poliție, dintre care 600 de posturi de trecere din corpul agenților în corpul ofițerilor, precum și 453 de posturi prin încadrare directă din sursă externă. Înscrierile se fac online până la data de 5 iulie anul curent, ora 16, inclusiv în zilele nelucrătoare. Dosarul de înscriere trebuie să fie complet până la această dată, ulterior nemai putând fi depuse documente. Posturile scoase la concurs sunt în specialități acțiuni speciale, analiza informațiilor, arme, exploziv și substanțe periculoase, cazier judiciar, statistică și evidențe operative, cercetarea și prevenirea criminalității, combaterea criminalității organizate, comunicații și informatică, cooperare polițienească internațională, criminalistică, financiar, implementarea proiectelor, informare și relații publice, investigarea criminalității economice, investigații criminale, logistică, operațiuni speciale, ordine publică, pregătire profesională, protecția animalelor, protecția martorilor, psihosociologie, relații cu publicul, relații internaționale, resurse umane, rutieră, siguranță școlară, structura de securitate, transportul, reținere și arestare preventivă și învățământ. Informații complete cu privire la posturile existente, programul înscrierilor, condiții de participare, documente necesare și modalități de desfășurare a concursurilor se regăsesc pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne la secțiunea Carieră. În data de 20 iulie anul curent se va desfășura proba eliminatorie de evaluarea performanței fizice, respectiv proba practică, pentru candidații înscriși la una dintre următoarele specializări: acțiuni speciale, informare și relații publice, operațiuni speciale, pregătire profesională și relații internaționale, urmând ca la data de 27 iulie pentru specializările expuse să fie organizată proba scrisă de tip test grilă. Pentru toate celelalte specializări, la data de 20 iulie 2024 va fi desfășurată proba scrisă de tip test grilă. Succes tuturor candidaților, au transmis reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție. Având în vedere valul de căldură care a cuprins întreaga țară, reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă Vrancea vin cu câteva recomandări pentru angajați și angajatori. Întrucât în perioada următoare sunt prognozate de către Administrația Națională de Meteorologie temperaturi ridicate extreme, care vor afecta și regiunea noastră, inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Control Securitate și Sănătate în Muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Vrancea vor monitoriza aplicarea de către angajatori a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului numărul 99 din 2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă. Prin temperaturi extreme ridicate se înțeleg temperaturi exterioare ale aerului care depășesc 37 de grade Celsius sau corelate cu condiții de umiditate mare pot fi echivalate cu acest nivel. În conformitate cu prevederile ordonanței anterior menționate, angajatorii sunt obligați să ia următoarele măsuri minimale pentru ameliorarea condițiilor de muncă: reducerea intensității și ritmului activităților fizice, asigurarea ventilației la locurile de muncă, alternarea efortului dinamic cu cel static, alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite cu curenți de aer.
Pentru menținerea stării de sănătate a lucrătorilor sunt necesare următoarele: asigurarea apei minerale adecvate câte 2-4 litri de persoană, asigurarea echipamentului individual de protecție, asigurarea de dușuri. Angajatorii care nu pot asigura condițiile menționate de comun acord cu reprezentanții sindicatelor sau cu reprezentanții aleși ai lucrătorilor vor respecta măsurile dispuse în ordonanța de urgență numărul 99 din 2000. Reducerea programului de lucru, eșalonarea pe 2 perioade a zilei de lucru, în conformitate cu articolul 6 din ordonanță. Pentru prevenirea unor îmbolnăviri profesionale determinate de lucruri în condiții de temperaturi extreme, angajatorul trebuie să ia următoarele măsuri: asigurarea examenului medical la angajare și a controlului medical periodic, urmărind depistarea precoce a contraindicațiilor pentru muncă la temperaturi crescute sau scăzute, asigurarea primului ajutor și a transportului la cea mai apropiată unitate sanitară a persoanelor afectate, trecerea după posibilități în alte locuri de muncă sau reducerea programului de muncă pentru persoanele cu afecțiuni care au contraindicații privind munca la temperaturi extreme. Pentru nerealizarea măsurilor prevăzute anterior se vor aplica, acolo unde este cazul, sancțiunile prevăzute de legislația în vigoare. Nerealizarea măsurilor prevăzute anterior poate fi sancționată, acolo unde este cazul, de către inspectorii de muncă, cu amendă de la 1.500 de lei la 2.500 de lei. Arată într-un comunicat al Inspectoratului Teritorial de Muncă Vrancea. Termenul limită pentru transmiterea facturilor în sistemul național RO e-factura este de 5 zile calendaristice de la data emiterii facturii. Prevederea intră în vigoare de la 1 iulie. Cei care nu respectă termenul trebuie să știe faptul că încălcarea acestei prevederi constituie contravenție și se sancționează. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vrancea reamintește contribuabililor că începând cu data de 1 iulie 2024, termenul limită pentru transmiterea facturilor în sistemul național RO e-factura este de 5 zile calendaristice de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de 5 zile calendaristice de la data limită pentru emiterea facturii prevăzută de articolul 319 aliniatul 16 din legea 227 din 2015 privind codul fiscal cu modificările și completările ulterioare. Nerespectarea termenului limită pentru transmiterea facturilor în sistemul național RO e-factura constituie contravenție și se sancționează cu amendă, respectiv de la 5.000 de lei la 10.000 de lei pentru contribuabilii mari, de la 2.500 de lei la 5.000 de lei pentru contribuabilii mijlocii și de la 1.000 la 2.500 de lei pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice. Totodată, netransmiterea de către emitent a facturii în sistemul național RO e-factura, precum și primirea și înregistrarea de către destinatar persoane impozabile stabilite în România, conform articolului 266 aliniatul 2 din codul fiscal a unei facturi emise de operatori economici stabiliți în România, totodată netransmiterea de către emitent a facturii în sistemul național RO e-factura, precum și primirea și înregistrarea de către destinatar persoane impozabile stabilite în România, se va sancționa contravențional cu amendă egală cu 15% din valoarea totală a facturii, se arată într-un comunicat al Administrației Județene a Finanțelor Publice Vrancea. 91 de ani are cel mai vârstnic concurent la festivalul Concurs Interjudețean de Muzică Populară Comoara Vrancei. Anul acesta s-au înscris concurenți din 8 județe. Festivalul va avea loc pe 30 iunie la Năruja. Consiliul Județean Vrancea, prin Centrul Cultural Vrancea, în parteneriat cu Primăria Năruja, Consiliul Local Năruja și Obștea Năruja, organizează duminică 30 iunie 2024 în Amfiteatrul din Comuna Năruja, la ora 11, Festivalul Concurs Interjudețean de Muzică Populară Comoara Vrancea, ediția 40-a. Festivalul promovează interesul artiștilor amatori pentru păstrarea și punerea în valoare a creațiilor muzicale populare autentice, aportului popular tradițional, precum și descoperirea și promovarea tinerelor talente. La această ediție vor participa tineri concurenți cu vârste începând de la 12 ani, dar și veterani amatori ai muzicii tradiționale de până la 91 de ani. Din București și județele Bacău, Brăila, Constanța, Gorj, Neamț, Teleorman, Vaslui și Vrancea. Jurul concursului va fi format din personalități ale domeniului muzicii tradiționale. Președinte va fi Lorena Oltan, jurnalist la Societatea Română de Radiodifuziune, interpretă de muzici tradiționale și realizator emisiune Radio România Antena Satelor. Membrii sunt Valentin Marin, etnomuzicolog, manager la Radio România Antena Satelor, și Ileana Vieru, realizator de emisiuni la Radio România Antena Satelor și interpretă de romanțe.
Prezentatorul festivalului va fi întregitul actor Sorin Francu, managerul Teatrului Municipal Maior Gheorghe Pastia din Focșani. Acompaniamentul concurenților va fi asigurat de Orchestra Ansamblului Folcloric Țara Vrancei sub agheda dirijorului profesor Grigore Negură. Invităm publicul iubitor de folclor să aprecieze și să susțină concurenții de la toate categoriile participante la festival. Soliști vocali și instrumentiști, grupuri vocale și instrumentale de toate vârstele și din toate regiunile țării. Vă așteptăm cu mult drag, au transmis reprezentanții Centrului Cultural Vrancea. Având în vedere aceste zile calde, medicii vă recomandă să vă hidratați, să consumați fructe și legume pe care să le spălați bine. Nu uitați și de spălatul pe mâini, care este extrem de important pentru a nu ajunge la spital cu probleme de toxinfecție. Meteorologii au emis astăzi un cod galben de temperaturi ridicate pentru majoritatea județelor țării, printre care și Vrancea. Valul de căldură se va extinde în toată țara. În nordul Crișanei, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, Moldova, jumătatea estică a Munteniei și Dobrogea continentală, temperaturile maxime se vor situa în general între 32 și 35 de grade și local va fi caniculă. Disconfortul termic va fi ridicat, indicele temperatură umezeală atingând și depășind ușor pragul critic de 80 de unități. Local, noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime ce se vor situa în jurul valorii de 20 de grade. În aceste condiții, specialiștii vă recomandă ca deplasările să fie făcute în primele ore ale dimineții sau seara, pe cât posibil prin zone umbrite, alternând deplasarea cu repausul, în spații dotate cu aer condiționat, magazine sau spații publice. Evitați aglomerațiile, expunerea la soare, efortul fizic intens între orele 11 și 18. Purtați haine lejere, subțiri, deschise la culoare, pălării și ochelari de soare. Beți 1,5 sau 2 litri de lichide pe zi, nu prea reci, apă, sucuri naturale din fructe și ceaiuri călduțe. Mâncați fructe și legume, pepene, prune, roșii sau iaurt. Mâncați echilibrat și variat, insistând pe produsele cu valoare caloric mică. Evitați băuturile ce conțin cofeină, cafea, ceai, cola sau zahăr, sucurile carbogazoase în cantitate mare. Evitați alimentele cu un conținut sporit de grăsimi, în special de origine animală. Nu consumați alcool, vă deshidratează și vă transformă într-o potențială victimă a caniculei. Mențineți legătura cu persoanele în vârstă, rude, vecini, persoane cu dizabilități, interesându-vă de starea de sănătate a acestora și oferiți-le asistență ori de câte ori au nevoie. Interesându-vă de starea de sănătate a acestora și oferiți-le asistență ori de câte ori au nevoie. Nu lăsați copiii sau animalele de companie singuri sau singure în autoturisme. Cereți sfatul medicului de familie la cel mai mic semn de suferință manifestat de dumneavoastră sau copilul dumneavoastră. Persoanele care suferă de diferite afecțiuni își vor continua tratamentul conform indicațiilor medicului. Este foarte util ca în perioada caniculară să se consulte medicul curant în vederea adaptării schemei terapeutice la condițiile existente. Pentru ameliorarea condițiilor la locul de muncă se va reduce intensitatea și ritmul activităților fizice. Se va alterna efortul dinamic cu cel static și alternarea perioadelor de lucru cu perioade de repaus, în locuri umbrite ori ventilate corespunzător. Ateneul Popular Maior Gheorghe Pastia din Focșani vine și în această vară alături de voi și vă ajută să descoperiți magia muzicii la Școala de Vară Muzicală Pastia. Îți dorești ca micuțul tău să aibă parte de o experiență extraordinară și să-și dezvolte abilitățile personale prin muzică într-un mediu creativ și inspirat? Vino la ediția a treia de la Școala de Vară Muzicală Pastia. Destinată copiilor între 6 și 14 ani, această școală de vară oferă 2 săptămâni de neuitat, pline de activități captivante și educative, interesante și super recreative.
Ce putem oferi? Ateliere de creație muzicală, descoperă secretele muzicii și dezvoltă-ți creativitatea alături de profesioniști din domeniu. Dezvoltare personală prin jocuri interactive, activități concepute pentru a stimula încrederea în sine și abilitățile sociale. Istorie muzicală, o incursiune fascinantă în lumea muzicii de la clasic la contemporan. Secretele artiștilor, află ce înseamnă să fii un adevărat artist și cum să captivezi publicul. De ce să participi? Această școală de vară nu este doar despre învățare, ci despre formarea unor amintiri frumoase și a unor prietenii de durată. Sub îndrumarea directorului Ateneului Popular Maior Gheorghe Pastia din Focșani și a dirijorului Corul de Copii Pastia, copiii vor avea ocazia să învețe de la cei mai buni și să se bucure de fiecare moment. Înscrie-te acum! Nu rata șansa de a oferi copilului tău o experiență de neuitat într-un mediu sigur și stimulant. Locurile sunt limitate, așa că înscrie-te acum și fă parte dintr-o aventură muzicală de excepție. Pregătește-te pentru o vară plină de armonie, distracție și multe surprize. Pentru detalii și înscrieri, sună sau trimite mesaj pe WhatsApp la numărul 0769-115319 sau pe e-mail ateneulpastia@yahoo.com. Se arată într-un comunicat al Ateneului Popular din Focșani. La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi în general frumoasă ca aspect. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 19 și 21 de grade, iar cele maxime între 32 și 34 de grade Celsius. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV din această seară. Vă mulțumim pentru atenție! La revedere!